Salutare! Bine v-am regăsit! Astăzi vom parcurge împreună o nouă lecție de la legile de compoziție, în cazul căreia vom avea de calculat acest șir. Minus 2023 compus cu minus 2022 compus cu puncte-puncte cu 2023. Vom proceda în felul următor. Vom aplica proprietatea elementului absorbant și anume, pentru oricare x aparține lui R, rezultă x compus cu a egal cu a compus cu x egal cu a. De unde ne va rezulta, exact ca la elementul neutru sau elementul simetrizabil, că egalăm prima cu ultima și a doua cu ultima. Adică x compus cu a egal cu a, a compus cu x egal cu a. Și vom veni și vom rezolva separat ambele ramuri sau o singură ramură plus comutativitate. Eu, în cazul de față, o să rezolv ambele ramuri. X compus cu A egal cu A. X-ul, practic, va rămâne X, iar Y-ul se va înlocui cu A. Și vom avea XA plus 5X plus 5A plus 20 egal cu A. A-ul din dreapta îl vom muta în stânga. Și avem XA plus 5X plus 5A plus 20 minus a egal cu 0. Observăm că putem calcula acești doi termeni și avem xa plus 5x plus 4a plus 20 egal cu 0. Între primii doi termeni venim și dăm un x factor comun pe lângă a plus 5, iar între următorii doi termeni dăm factor comun ceea ce se poate, adică în cazul de față putem să-l dăm factor comun pe 4, deoarece 20 se împarte la 4 și ne va da 5. Și implicit ne va ieși și paranteza la fel. 4 pe lângă a plus 5 egal cu 0. Parantezele ne-au ieșit la fel, înseamnă că vom putea da factor comun paranteza obținută. A plus 5 pe lângă x plus 4 egal cu 0. Iar apoi, paranteza ce-l conține pe a, o vom egala cu 0. Și avem a plus 5 egal cu 0, rezultă a egal cu minus 5. Exact la fel venim și procedăm și cu a doua ramură și avem a compus cu x egal cu a, practic x-ul se va înlocui cu a și y-ul cu x și vom avea ax plus 5a plus 5x plus 20, urmărim legea de compoziție, egal cu a. A-ul din dreapta îl mutăm în stânga și obținem ax plus 5a plus 5x plus 20 minus a egal cu 0. Putem calcula acești doi termeni și vom avea ax plus 4a plus 5x plus 20 egal cu 0. Între primii doi termeni putem da factor comun pe a pe lângă x plus 4, iar între următorii doi termeni vom putea da factor comun pe 5 pe lângă x plus 4. Egal cu 0. Observăm că parantezele ce le-am obținut sunt identice. Înseamnă că vom putea da factor comun paranteza obținută, adică x plus 4 pe lângă a plus 5 egal cu 0. Și de asemenea și aici vom egala paranteza ce-l conține pe a cu 0. Adică a plus 5 egal cu 0, a egal cu minus 5. Și înseamnă că x compus cu minus 5 va fi egal cu minus 5 compus cu x, egal cu minus 5, adică x compus cu minus 5 este egal cu minus 5 sau minus 5 compus cu x egal cu minus 5. Adică orice număr compus cu x pentru această lege de compoziție ne va da minus 5. Bun. Și acum va trebui în tot șirul acesta să ne gândim dacă avem termenul minus 5. Practic, între minus 2023 până la 2023, undeva, la un moment dat, pe la jumate, estimativ, vom avea și acest minus 5. Asta înseamnă că vom putea completa. Notăm e egal cu minus 2023 compus cu minus 2022 compus cu anteriorul lui minus 5, adică ceea ce are în fața lui minus 5, și anume minus 6, compus cu minus 5, adică ceea ce am obținut noi, compus mai departe cu următorul de după minus 5, adică minus 4, compus cu puncte-puncte până la 2023.
Tot ceea ce se află în fața lui, minus 5, vom nota cu alfa. Și tot ceea ce se află după minus 5, venim și notăm cu beta. Și implicit înseamnă că vom obține alfa compus cu minus 5 compus cu beta e egal cu alfa compus cu minus 5 este exact cum aș calcula x compus cu minus 5 și observăm că ne dă minus 5. Deci înseamnă că ne va da minus 5 și ne va rămâne minus 5 compus cu beta, adică minus 5 compus cu x, care de asemenea ne dă tot minus 5. Și înseamnă că rezultatul nostru va fi egal cu minus 5. Aceasta a fost lecția de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare!